Bine v-am găsit! Începe un nou episod al rubricii care ne arată cum să acționăm în situații limită. De la finalul anului trecut, polițiștii pot acorda ordine de protecție pe loc. Acestea sunt valabile 5 zile și sunt menite să protejeze victimele până la obținerea restricțiilor date de judecători. Agresorii care nu respectă ordinele riscă să ajungă în spatele gratilor. Aflăm mai multe informații despre sancțiuni de la avocatul Adrian Cuculis. Sancțiunea pentru nerespectarea unui asemenea ordin este chiar închisoarea de până la un an de zile, în condițiile în care nerespectarea lui nu cumva este coroborată la un moment dat și cu altă infracțiune, cum ar fi încălcarea acelui ordin care presupune închisoarea până la un an de zile și lovirea sau vătămarea corporală a victimei, care sigur că intră în concurs cu această infracțiune. Dacă discutăm despre ordinul de protecție provizoriu, trebuie să știm că el poate fi emis pentru un termen de 5 zile. Sigur, intervine și procurorul pentru a confirma acest ordin de protecție, dar în cele din urmă, dacă persoana, sau mai bine spus victima, dorește să aibă o protecție îndelungată pentru vătămările pe care ar putea să îi le producă fostul sau partenerul de viață, sigur că trebuie să apeleze la instanța de judecată. Nerespectarea unui ordin emis de către instanța de judecată are exact aceeași consecință, aceeași pedeapsă este aplicată, respectiv de închisoare de până la un an de zile cu privire la nerespectarea hotărârilor judecătorești. Dacă sunteți victima unei agresiuni, nu ezitați să cereți ajutor. Atât pentru astăzi. Sunt Călin Cocii și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!